Fumata carte di nume este carte. Părerea mea este că nu există cea mai frumoasă carte din lume. Una dintre persoane despre care eu cred că a iubit copiii mai presus ca orice altceva este Edmondo de Amicis. Cât că ați înțeles că m-am decis să vă vorbesc despre acea carte care este, în opinia mea, cea mai frumoasă carte pentru copii, Cuore, inimă de copii. Și mă voi referi doar la una dintre povestiri, aceea care mi s-a părut a fi cea mai impresionantă, Infirmierul Tati. Povestirea relatează eforturile pe care le face un băiețel numit Cecilio pentru a-și găsi tatăl grav bolnav, internat într-un spital din orașul Napoli. Acest copil, mai brav ca un soldat și mai devotat ca o mamă, este eroul povestirii. Venit de departe, îmbrăcat simplu și sărăcăcios, ajunge la poarta spitalului și arată portarului scrisoarea tatălui său. Îl roagă să-l ajute să-și găsească tatăl printre ceilalți bolnavi. Este condus de către un infirmier grăbit și indiferent la patul unui bărbat grav bolnav, ce nu putea vorbi și care seamănă vag cu tatăl lui. Convins că și-a găsit tatăl, îl îngrijește cu atenție, iubire, devotament și cu speranța că se va însănătoși. Deși medicii îi spuseseră că are o boală foarte gravă, în a cincea zi, întâmplător, copilul descoperă că adevăratul său tată e bine, sănătos, gata să părăsească spitalul. Bucuros că și-a regăsit fiul, vrea să-l ia acasă de lângă bătrânul necunoscut ce trăgea să moară. În acel moment, Cicciu face cel mai impresionant gest uman posibil. Refuză să-l părăsească pe străinul bolnav, motivând. Citez. Mi-e tare milă de el. Nu-i bine să-l părăsesc chiar acum. Nu știu cine e, dar știu că are nevoie de mine. Altfel ar muri singur. Închei citat. Iată cât de puternic poate fi un copil cu un comportament exemplar. Cred că v-am trezit curiozitatea de a citi această povestire și, odată cu ea, toată cartea cu ore inimă de copil. La sfârșit, trebuie să mai adaug un singur lucru. Nu există cea mai frumoasă carte din lume. Există numai cărți frumoase, pline de învățăminte, exemple de conduită, pe care, dacă le citim, avem cu toții șansa de a păstra veșnic în noi o inimă de copil, inocentă, iubitoare, sensibilă și plină de speranță.